Bonjour și bine v-am găsit la un nou clip și astăzi facem un tag, un book tag de toamnă. Ziceți-mi donozaur sau cum vreți voi, dar mie îmi plac în continuare book tagurile și tagurile în general îmi plac foarte, foarte tare și să știți că nu mă voi opri în momentul în care voi găsi un tag care să-mi placă, care să fie drăguț, care să fie simpatic, îl voi face. Și așa a fost și cazul acestui tag, care este un tag de toamnă, un book tag de toamnă pe care l-am văzut la cine altcineva decât la Ștefania, al cărui clip o să-l las în descriere și o să vă rog să mergeți și pe canalul ei să-l vedeți, să-i vedeți și varianta ei, în cazul în care nu ați văzut deja clipul ei. Și o să fac și eu cu răspunsurile mele, pentru că mi-e lene să scriu, Ștefania, mi-e lene să scriu ca să-ți las răspunsurile la clipul tău în comentarii, așa că îl lăsăm pe post de răspuns și la ea. Și ca să nu o lungim foarte mult, ne uităm la prima întrebare, care zice: o carte cu roșu, portocaliu sau galben pe copertă, adică culorile toamnei, culori care sunt de toamnă. Și eu am aici mai multe cărți, mi-am luat 3 cărți, ca să știți, pentru a exemplifica ce transmite mie toamnă, deși dacă e să mă întrebați pe mine, cred că numai una îmi transmite toamnă și asta pentru că este un thriller și nu știu de ce, dar eu am senzația că toamna merg foarte bine thrillerele și fantasy. Deci cam astea sunt genurile care merg. Nu filozofie, deși aș avea, uite că am și ceva de filozofie, uite, da, care ar merge toamna și este chiar foarte lejer și foarte ușor și foarte simplu. Are roșu, nu are galben sau portocaliu, are mai degrabă un maro, care e tot de toamnă, din perspectiva mea. Deci avem 4 opțiuni la prima întrebare, hai că am început bine. Ca să nu dau și eu secretul menajerei pe care a dat-o Ștefania, da? Și să zic, prima carte la care m-a dus... cu gândul întrebarea asta, că în momentul în care am văzut-o, exceptând secretul menajerii, a fost Falling, în picaj, de T.J. Newman, asta pentru că are gradientul ăsta, așa, de la roșu la albastru și are și un pic de verde și e exact în sfera toamnei, adică mergem, de fapt, noi mergem invers, de la albastru, care, să zicem, ar fi cerul verde, după aceea se duc frunzele în galben, portocaliu, roșu, maro și mor de tot. E, și la asta m-a dus pe mine cu gândul între prima întrebare de la această carte. O carte pe care de altfel n-am citit-o, știu că este vorba despre un avion care se prăbușește sau care este deturnat, se întâmplă ceva cu el, urmează să ajung și la cartea asta, sper eu cât de curând, pentru că se anunță a fi foarte, foarte simpatică și interesantă, fiind un thriller, se anunță a fi interesantă. Da, este o carte de care am auzit de la Ildico, al cărui canal, la fel, vi las în descriere și sper să-mi placă. Da, nu pot să vă povestesc, din păcate nu vă pot povesti foarte multe despre cartea asta, dar sper să-mi placă foarte tare. Celelalte 3 cărți vi le prezint super rapid, că la fel n-am citit dintre... Am citit una, nu, pe celelalte 2 nu le-am citit, dar vi le prezint așa ca idee de coperți care îmi plac foarte tare. Orașul Semilunii, Casa Pământului și a Sângelui, de Sarah J. Maas, un mic monstruleț de carte. La fel, n-am ajuns la cartea asta, voi ajunge în curând și mi se pare că se potrivește pentru toamnă așa. E așa, de fapt, ăsta e final de vară pentru mine. Cam așa ar arăta finalul de vară pentru mine. Și dacă vreți neapărat, neapărat cum arată toamna în mintea mea, arată așa. Combinația asta de auriu sau... auriu, portocaliu, așa, un cupru, să-i spunem, cu negru. Asta e toamna pentru mine, circe, asta este varianta în engleză. Nu-mi place deloc coperta asta, dar am luat-o că vreau și la, iarăși, la circe vreau să ajung neapărat. Și o carte pe care am citit-o de altfel, dar despre care nu vă zic nimic pentru că este, trebuie să o descoperiți voi, este Manualul al lui Epictet. Și vedeți, iarăși, coperta este foarte tomnatică. Super, super tomnatică. O carte cu atmosferă caldă și confortabilă. Nu-mi vine nimic în minte acum ceva așa, dar o carte cu atmosferă de toamnă, pe care de altfel am și citit-o recent, este Babel.
Și este genul ăla de carte care are chiar atmosferă de toamnă, pentru că acțiunea se întâmplă la Oxford, în Anglia, și acolo plouă tot timpul, după cum bine știm, și se întâmplă în perioada victoriană toată acțiunea, când pare se că vremea era mult mai închisă decât este acum, mă rog, schimbări climatice, știți voi toate cele, și este tot așa o carte foarte atmosferică și chiar vă recomand în cartea asta, pentru că este foarte interesantă din perspectiva mea și e foarte, foarte atmosferică. Pentru cine nu știe, pe scurt, despre ce este vorba în cartea asta, îl avem pe Robin Swift, un tânăr, un puști, de fapt este copil când este luat din canton de un profesor de la Oxford, dus în Anglia, educat în spiritul englezesc, astfel încât ulterior ajunge la Oxford, ajunge să devină student la Oxford și aici să devină traducător. Scopul final este ca el să devină, Robin să devină traducător, pentru că sunt foarte puțini traducători din chineză în engleză și invers și aveau nevoie la Oxford de un traducător bun. Pentru asta se pregătește Robin toată tinerețea lui. Când ajunge la Oxford, se surpă idealul, ideea în sine de societate extraordinară și de imperiu extraordinar, care este la vremea respectivă imperiu colonial britanic. Îi se surpă și de aici începe o întreagă nebunie și o întreagă bătălie cu ideologiile imperiului de la vremea respectivă. Again, acțiunea se întâmplă prin perioada victoriană, la începutul perioadei victoriene, 1830. Cartea are și ceva elemente fantasy și este foarte, foarte atmosferică, pentru că, așa cum spuneam, se întâmplă, mare parte din acțiune se întâmplă în Anglia, unde plouă. Da, deci nici că se poate mai multă toamnă decât în cartea asta. Carte sau gen literar preferat de citit atunci când plouă? Păi deja, așa cum am menționat, este vorba de thrillere și fantasy și o să vreau neapărat să mă îndrept când ce mi-a mai rămas în perioada asta din an către Falling și de asemenea vreau să termin, cum ziceam, și seria lui Stephanie Garber. A fost odată O inimă frântă și Caraval. Seriile astea aș vrea să le termin dacă se poate. Mi-aș dori foarte tare. Nu știu dacă am să reușesc până la finalul anului, că am un miliard de cărți de terminate. Dar îmi doresc foarte, foarte tare, pentru că sunt genul meu cumva de cărți pentru perioada asta și m-am zis, îmi place fantasy, thriller, cam asta, cam către asta gravitez în perioada asta, sunt în perioada asta cozy, ca să spunem așa. Pentru care este cel mai cool personaj cu care ai vrea să faci schimb de vieți? În proporție de 99% sunt sigură că cu Jax. Din A fost odată inimă frântă. Da, în proporție de 99% cred că aș face schimb de vieți cu Jax. Asta e volumul 2, pentru, dacă n-am menționat, și pentru cine nu știe, din A fost odată inimă frântă. Așa am ajuns la cartea asta, la seria asta, că mi-a plăcut foarte tare coperta. Și de aia de obicei o am acolo în spatele meu ca display. Da. Și cred că cu el. Da, ar fi multe personaje cu care, dar majoritatea sunt fantasy, adică nu mă văd făcând schimb cu un personaj thriller, dar primul la care m-a dus cu mintea întrebarea asta a fost Jax, pentru că mie mi se pare un personaj foarte interesant, deși el nu este neapărat un personaj pozitiv, dar îmi place. Este genul ăla de personaj ușor negativ sau morally grey, dacă vreți, cu care parcă rezoneze așa și pe care încep să-l înțelegi și de care începe să-ți placă. Și eu aș face schimb bucuroasă. Da, aș fi o soartă ca el. În materie de dragoste. Da, o soartă în materie cu între ale dragostei. Aș fi o soartă și cred că aș face o treabă un pic mai bună decât el, dacă e să mă întrebați pe mine. Următoarea întrebare. Ce carte subapreciată vrei să devină populară? Acum, am o carte nouă în colecția mea încă de cărți. Nu știu dacă este subapreciată, recunosc că n-am auzit decât de ea, decât de la Ildico. Nu știu dacă este subapreciată, dar la fel și coperta ăsteia mi se pare foarte, foarte tomnatică și foarte halloweenistică așa. Și se numește Femeile Wayward de Emilia Hart și arată cam așa. Ziceți voi că nu e Halloween-ul pe pozitiv. Halloween-ul mai pozitiv așa, nu Halloween-ul la super dark. Ziceți voi că nu e așa. Și mi se pare că nu e o carte de care am auzit. Cel puțin pe BookTube-ul românesc nu prea am auzit de ea. Adică am văzut-o la Ildico și atât.
Și cred că e foarte interesantă și cred că e tot așa o carte foarte atmosferică de Halloween. Mă bate pe mine gândul. Nu mai știu ce zicea Ildico despre ea, că a citit-o parcă. Nu mai știu care e review-ul ei, că v-am zis dau delete repede când ascult review-uri la cărți, că chiar dacă le ascult cu spoilere sau fără, dau delete repede. Dar cred că e atmosferică și cartea asta și cred că e interesantă și cred că, da, merită atenția și cred că bănuiesc eu că este o carte bunicică. Este genul ăla, știți că sunt reel-urilele pe Instagram cu previziunea mea de 5 stele. Na, asta este o carte la care eu aș prevede că cel puțin atmosfera este de Halloween și este bună și interesantă carte. Care este cea mai rușinoasă copertă de carte pe care vrei să o ții ascunsă? Nu am. Literalmente, nu am. Nu am cărți din astea care să aibă coperți rușinoase. În general, mie îmi plac coperțile frumoase, cu desene, cu chestii. Și după cum vedeți, nu știu, în spatele meu le țin și ca display așa frumos, adică le pun să arate și bine în bibliotecă. Și în general, dacă mi-ar plăcea o carte și chiar dacă ar fi rușinoasă coperta, nu cred că m-aș ascunde. Adică, nu, e biblioteca mea, fac ce vreau, sunt cărțile mele, I don't care. Da, nu am, chiar nu am nicio, nu știu să zic că e ceva sângeros sau ceva hidos sau ceva care să... Nu, din contră, toate cărțile au coperți artistice din perspectiva mea. Majoritatea, să zicem, hai nu toate. Chiar și, stați așa, unde sunt? Stați să le găsesc. Că sunt aici. Urmează un book haul, în caz că nu v-ați prins. Chiar și cărțile astea din Ultimul Regat. Da? Au coperțile astea ilustrate, așa, foarte faine și sunt interesante, deși v-am zis că seria e destul de sângeroasă și nu e cea mai ușor de digerat serie, dar chiar și așa, mie mi se pare că este o serie foarte frumos lucrată, cu niște coperți foarte frumoase și nu, n-am cărți care să fie sângeroase sau, nu știu, sângeroase sau rușinoase sau dubioase sau chestii, nu, cu chestii dubioase, pe... nu, n-am. Nici nu-mi fac o misiune din a căuta, dar nu am, că nu s-a întâmplat să fie. Care este mâncarea sau băutura perfectă de toamnă? Cred că perfectă scrie acolo, dacă am citit eu corect, că în ultima vreme apare, am citit prost. Hands down, pentru mine, ce înseamnă toamnă, înseamnă plăcintă cu mere. Da, nu orice plăcintă cu mere, de aia random, cumpărată de pe drum cu... Așa, din aia făcută de mine, care conține și miez de nucă, și stafide, și portocală, și foarte multă scorțișoară, aviz amatorilor care nu iubesc scorțișoara, este cea mai bună plăcintă de mere ever, hands down, știu eu, sigur, este testată și răstestată, că este cea mai bună plăcintă de mere din lumea asta, și aia, din perspectiva mea, este esența toamnei. Deci plăcinta aia de mere este esența toamnei, așa cum e toamna de adevărate pentru mine. Apoi, ceai, toamna. Uite că chiar nu am băut vara, chiar nu am băut ceai. Deci toamna este și iarna și în sezonul rece, în general, este perioada mea de ceaiuri. Și cam asta ar fi, așa. Dar cred că a zis perfectă. Dar și dacă e perfectă și dacă e preferată, plăcinta aia cu mere se aplică. Da. Și cam astea au fost întrebările, chiar puține. Mă așteptam să fie mai multe. But anyway, e bine și așa, ne place. Mi-a plăcut tagul ăsta. Dacă vreți, răspundeți și voi la întrebări în comentarii sau măcar la o întrebare, oricare din ele, vă alegeți voi. Mulțumesc dacă v-ați uitat. Mergeți și la Ștefania, la clipul ei, să vă uitați și la clipul ei. Dați un like și un share, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!